make them bounce. Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit în sfârșit la episodul 2 din Real Boxing. Și dacă o să postăm mai rar, sperăm să ne înțelegeți, de fapt cred că o să ne înțelegeți, deoarece suntem în timpul școlii și mai ales la mine este foarte greu, sunt examenele pentru admitere la liceu și trebuie să învăț mai mult ca în fiecare, ca în orice an. Avem foarte mulți bani și o să ne îmbrăcăm, dar chiar cu cei mai scumpi, pentru că vrem să creștem frumos așa pe muncă mai multă. Ne-am luat pantalonul, după cum am văzut, ne punem și niște, ne-am pus de fapt niște ghete, să vedem mănuși, dacă vom lua mănuși frumoase. Bine, uite ce sunt astea, frizuri, creastă, mă? Serios? Da, hai că de fapt e bună și creasta n-ai ce să zici. Bate chiar cea mai bună e aia, dar chiar mustăți, mamă ce înfiorător e cu mustața asta, e Seth Holton. Bine, glumeam aici, nu știu dacă a fost o glumă bună, să mai vedem, cred că o să punem mai bine pasta neagră, că nu i-ar strica o mustață, sau iau, da, asta zici că e barbar, nu știu ce e asta, sau și așa e perfectă, e ăla din Decebal, pe timpul Decebal, celula, așa-l chema pe ăla, să ne creștem puțin, că normal la câți bani avem, priviți acolo 31.000, 150 de dolari, foarte, foarte mult. Nu ne vom crește enorm, dar o să creștem. Până la urmă avem bani și de ce să nu facem. Acum vom câștiga, sigur, spun eu, această centură de bronz. Nu știu cum să-i spunem, oricum suntem pe primul loc, 30 de puncte. Ne batem potriva unui jucător, după cum am văzut, mai slab acolo decât noi, cu multe ară, dar și noi chiar acum ne-am crescut. Vom vedea ce vom face. Brazilianul Seth Holton se întâlnește cu, chiar n-am fost atent cine-i, din ce țară e jucătorul ăsta. Da, hai să-l rupem. Mamă, cât de fioros e omul ăsta așa cu freaza asta. Să vedem. Oh, ce tare începem. Oh, uite capul meu. Una i-a dat și Popa i-a cântat. Bine, încă nu i-a cântat Popa la cap, dar nici mult nu mai e. Opa, prind și el două lovituri. Ai de capul meu, era cât pe... Am zis că... ce era să se prinde la ficat, am zis că o să adoarmă după lovitura aia, dar mai vedem. Căutăm lovitura de grație mai multă la ficat. Am încercat acum ceva destul de riscat și e knockout. Da, e rupt. Priviți aici și knockout. Am reușit să-i dăm. I-a ieșit tot sângele pe față și e la pământ. Nu știu dacă se va mai ridica. Ne trebuie să ridice, dar nu are șanse. Nu mai se ridică, deci e knockout. Da, o altă victorie, knockout. Deci asta la semi-grea, nu știu cum se numește. Mă rog, eu cred că o să fie câștigată fără probleme de noi și o să mai câștigăm bani. Avem atâția bani că nici nu știm ce să facem cu ei. Și să vedem, nu știu de ce merge cam cu lag, dar mă, nu pot să fac nimic. S-ar putea să fie poate de la action. Hai să vedem și acest al doilea meci, ce vom reuși să facem. Avem 4 meciuri, 4 victorii, nici o înfrângere, nici o remiză. Și este prima rundă, al doilea meci. Începem tare, am primit și noi o primă lovitură, dar noi am dat mai bine. Încă una, noi când dăm, iese numai scuipat. Ne scuipă rău de tot ăștia. O riscant și ne-a amețit, dar degeaba, uitați-vă și voi la energia acolo, la stamina și knockout din nou și ăsta. Deci noi trebuie să ne luptăm la categoria cea mai grea, dacă mă înțelegeți bine, vă dați seama ce zic. Și knockout direct, am dat skip să nu ne mai complicăm, nu s-a mai ridicat. Ne aplaudă și frumoasele noastre majorete sau cum s-o numi ele. Încă o victorie foarte, foarte ușoară pentru noi. Pe primul loc Tomaș Fisera pe 2. Ne-am bătut cu locul 5 și acum cine este? Acum ne batem cu locul 5. Nu prea sunt atent la astea. Să vedem acum ce vom face. Seth Holton contra Kim Jinko. Nu știu cum îl cheamă. Haide doamne, Popa Mesang. Din nou începem bine și dă-i set mai tare, tată. Nu i-a spart garda aici. Poate cum să încercăm o lovitură la ficat. Da, nu ține una la ficat. Eram și sigur de asta. L-am luat tare aici, două lovituri, am dat și încă una la ficat. Incredibil, frumos. Hai că se poate.
Să vedem, așteptăm momentul oportun, dar ne-a dat vreo două lovituri. Însă nu foarte puternice, cât să ne pună mari probleme. Acum am dat noi trei lovituri una după alta directe, foarte bune trimise de noi. Și încă una superbă. Din nou a ieșit scuipat. Sper să iasă și Bojoc, hai că n-are ce să facă aici. Nu, nu trebuie să te odihnească. Dă-i mai tare, oh, nu, măicuța mea. Rupe acolo. Rupe, mă, hai. Oh, oh. Păi, a, da? Știi cum a, știi cum a fost asta? Faci figură. Ce, deci a vrut să ne violeze, e gay băiatul ăsta, sau chiar pedofil, pentru că noi suntem ca un copil. Da, da, e knockout din nou, vom mai juca un alt meci, meciuri foarte, foarte scurte. Să ne și antrenăm poate după meciul acesta, că tot nu prea avem așa ce să facem. Suntem noi în drumul spre marea centură, sau nu știu cum să spun, hai să ne antrenăm. Și după acesta, după acesta, aceste antrenamente vom mai face niște meciuri. Dar trebuie să facem și noi, spun eu, perfect, la perfecție pe toate. Așa, bine, până acum e totul very good, după cum scrie și acolo, bine, scrie doar good. Ai de capul meu, chiar teribil, chiar teribil. Am greșit și nu am putea face totul perfect. Asta este, vom, oricum, un antrenament destul de bun. Mie îmi place parcă ceva, nu știu, să sar coarda. Îmi place așa când greșim să încurcă în coardă. Așa, 6, 5 secunde rămase, 4, 3, 2, 1, 0 și timeout. Să mai facem și un alt antrenament, sărim coarda acum. Vom vedea, vom vedea cum ne vom descurca la acest antrenament. Și vreau să spun, oare îl vom face noi perfect? Aici n-am făcut nimic bine și nu știu de ce. Bun, mai bine așa, Juca, perfect, bravo mă băiatule, mă, în formă bună, priviți ce piept are, câte pieptul și câte mâinile are. Și e foarte făcut băiatul ăsta, n-am ce să zic. Are și ceva abdomen, parcă e Lazar Angelov, nu știu cu cine să-l compar. Păcat că nu puteam, nu să ne, dar am putea să ne trecem numele? Dacă puteam, ne treceam acolo, Lazar. Da, nu merge. Și nici aceasta n-am făcut-o la perfecție. Dar asta este, vom mai antrena cu săculețul ăsta mai mic, asta este pentru rapiditate, cred. Da, pentru rapiditate, wow, și ce rapid trec, serios. Oricum, suntem un boxeor foarte, foarte bun, un boxeor tânăr, cum vine, nu știu, grit, good, așa, hai că până acum n-am greșit niciuna aici, e foarte bine, suntem pe plus, pe verde, mai bine zis. Și mai sunt 15 secunde, să vedem dacă vom greși. Eu sper să nu greșim normal. În ultimele 7 secunde rămase, să vedem ce vom face. Hai că mai poți, nu te neca la mal chiar acum. Și da, e perfect. Nu s-a încărcat tot, dar e foarte bine. Mai avem cam 1375. N-am mai putut să ne... Da, mai avem 275, asta este mai bine, 275 de dolari. Și mai avem o luptă care să o facem acum, să vedem dacă vom reuși să batem. Și în acest meci până acum ne-am descurcat excelent de când am început această campanie spre... Nu spre centura aia de bronz, spre centura de aur. Ne-am descurcat incredibil, n-am pierdut niciun meci. Și am câștigat foarte clar, cel mai mare victorie chiar prin knockout. Frumos, deja l-am luat tare, deja l-am amețit. Hai de capul meu, ăsta e rus dacă nu mă înșel. Oricum, nu prea are ce să facă. Dar ne-a dat 3 lovituri, wow, ne prinsese 3 lovituri destul de periculoase. Și nu mai zic nimic, eu nu mai zic nimic, uite și tu. Uite și tu cum cade mort, știu cum cade, cum parcă a fost în bat. S-a ridicat, wow, minunea de pe Stamford Bridge. Și încă o dată l-am luat tare. Deci cum cade, mă, zici că e beat, știi? Și rămâi acolo, tată, rămâi acolo. Nu, asta e ambițios, mă, fii atent. Ia să vedem. Nu se mai ridică, mă. Ăla e, mă, KO, atât vreau. Deci e în formă mare acest negroteu. L-am dominat, l-am omorât, knockout din nou, altă victorie prin knockout. Și am trecut, suntem chiar în finală.
Semifinală? Semifinală. Păi, îmi pare că l-am bătut pe ăsta. Bine, să vedem nu, dacă e cate. A, da, mă, da, suntem în semifinală. Da, cum știu cu ăsta. Trebuie să câștigăm. Lăsăm sau o câștigăm acum, să câștigăm acum această centură. Da, suntem în semifinalele, să vedem dacă ne vom califica în finală, tot cu acel jucător care ne-a bătut în grupă, cred că grupa era aceea. L-am bătut atunci prin knockout, să vedem acum ce se va întâmpla. Eu zic că vom câștiga și în acest meci detașabil, nu știu ce astfel de minuni să se întâmple în box, nu prea aveți minuni în box, doar ascensiuni, să spun așa. Dar a început mai bine, acum deja era aproape la pământ, aproape să ne ia în brațe. Și trimite și el, ca în meciul trecut, oricum, trimite lovituri slabe, dar noi nu prea ne dăm silința cu el. Aia cum să ne punem ambiția, priviți, două lovituri și a treia a fost cu noroc, e knockout încă o dată. Una, două, trei, mamă, da, bine că pe a treia o ratase, dar spunem că a patra a fost cu noroc. Și se ridică, da, cu greu acum doi, una îi dai și popa cântă, vezi? La bărbie e cel mai rău, frate, uite aici te ia amețeala, te leșină când îți dă la bărbie. Să vedem acum dacă se va mai ridica, se ridică, câte lovituri am luat eu la bărbie. Și una, să vedem din câte cade, două și trei, da, e trei, deci e trei lovituri. Și numai exact așa, la fel i-am dat. Foi de capul meu, dacă și după al treilea să mai ridica, era incredibil asta. Am trecut ușor și suntem în finală, nu? Dar se pare că ne vom lupta în finală, să vedem ce vom reuși să facem în finală cu Ethan, cum l-o chema pe el. Am mai jucat cu el, da, și în grupă, asta e normal, deci suntem, ne batem tot cu aceiași din grupă. O victorie, nicio frângere și toate prin knockout. Deci e un record absolut acesta. Să vedem ce vom face acum. Vedem acolo steagul României printre steagurile Poloniei, Rusiei, Suediei, Elveției. Acum am dat decât lovituri slabe și el a trimis câteva croșee, dar noi suntem mai periculoși. Să vedem, ce bine i-a trimis acolo, l-a amețit total pe jucător și priviți, caută și el în lovitură la corp, dar nu a găsit. Se duce în el și ce bine lovește, dar una după alta se joacă pe multe contre și e la pământ. Cade acolo pe burtă, incredibil așa ceva. Normal, dacă a ajuns în finală, se ridică și el, e un lucru normal, dar să vedem acum ce va mai face. Trebuie să luăm tare din nou, da, deci ăsta cade mai ușor decât adversarul la care l-am avut, Iji, cum l-au chemat pe el. Oare e mai slab așa, oare reziste la tea putere? Nu mai, deci e nou ca o și câștigăm centura, bronzul. Am câștigat prima noastră centură din carieră, din cariera noastră de boxeor profesionist și bani, normal că am câștigat cu grămadă 4500. Să ne mai creștem, așa, mai avem 3125, ne-am mai crescut încă puțin și rămânem cu 775, antrenamentul nu mai putem face și nu mai putem crește deloc. Am făcut meciuri foarte, foarte bune, am câștigat și centură. Cam acesta a fost episodul de astăzi, data viitoare o să fim în grupa pentru centura de argint. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați un like. Până data viitoare, rămâneți cu bine și sayonara!